Zilele de Crăciun nu au trecut fără ca fiecare persoană să fie mulțumită de toate serviciile oferite de către operatorii economici din municipiu și județ. Pentru a veni în ajutorul celor care se confruntă cu diferite abateri de la lege, Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor a pus la dispoziția acestora serviciul de permanență. Mai exact, fiecare persoană nemulțumită poate aduce la cunoștința comisarilor neregulile depistate la orice oră. În acest an, numărul instituției a fost apelat de 3 persoane. În această perioadă au fost înregistrate 3 petiții din partea consumatorilor care s-au referit la comercializarea produselor alimentare expirate, respectiv o bere expirată comercializată într-un magazin din Giurgiu, calitatea necorespunzătoare a apei potabile și a treia reclamație se refera la o unitate de recreere, respectiv o discotecă din județul Giurgiu, care funcționa fără documente legale. Prioritate în cele 3 reclamații a avut o petiție cu produse alimentare expirate. Comisarii s-au deplasat la fața locului chiar în seara zilei de 24 decembrie. În urma verificărilor s-a stabilit că reclamația a fost justificată. În prezent, comisarii întocmesc documentele ce dispun în vederea sancționării abaterii de la lege a operatorului economic.